Aș vrea să încep mesajul din această dimineață de la un autor creștin pe care îl citiți și voi, C.S. Lewis. Omul acesta foarte aglomerat ca și activități pe care le făcea, așa și-a construit programul zilnic încât să aibă în fiecare zi o oră pe care o punea deoparte ca să răspundă scrisorilor din partea admiratorilor săi. Și pentru că a făcut această slujire deosebită de-a lungul la ani și ani de zile, a ajuns ca între 1950 și 1963 să trimită peste 100 de scrisori unei doamne din America, pe care niciodată nu a întâlnit-o, dar cu care a corespondat. Scrisorile acestea au fost publicate ulterior în cartea Letters to an American Lady și în aceste scrisori, ceea ce autorul creștin C.S. Lewis face, este să se adreseze problemei pe care el o vedea creștinilor contemporani lui, vorbim deja de atâția zeci de ani în urmă, dar care este o problemă așa de actuală și pentru noi. Anume, că suntem așa de aglomerați ca să facem lucruri bune, încât nu mai ajungem să facem ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem. Deci facem atâtea lucruri bune și alergăm dintr-o parte în alta, încât ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem, nu mai avem timp să facem. Și atât câteva dintre frazele pe care C.S. Lewis le scrie atunci. El zicea, nu fi prea ușor convins că Dumnezeu vrea să faci toate acele lucruri pe care nu trebuie să le faci. Fiecare trebuie să-și îndeplinească datoria potrivit stării în care Dumnezeu l-a chemat. În muncă sau activități poate să fie beție precum în băutură, făcând ceea ce starea și datoria nu-i cere, cineva poate ajunge să nu-și mai facă datoria care îi se cere și prin aceasta comite nedreptate. C.S. Lewis nu făcea decât să afirme ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a spus în pasajul pe care l-am citit. Domnul nostru spunea că noi trebuie să avem în vedere că un singur lucru trebuiește sau trebuie. Și în mijlocul vieții noastre așa de aglomerate, problema noastră este oare facem lucrul care trebuie? Vedeți, noi am avut astăzi Senior Sunday și au venit aici pensionarii și au slujit și ne-am bucurat și am zâmbit și am privit la ei cu atâta, era încântare în fiecare dintre noi pentru că îi vedeam cu râvnă pentru Dumnezeu. Problema pe care noi o avem este că nu va fi așa de mult timp până când noi înșine vom fi aici. Noi înșine care am stat în bănci vom fi aici și așa cum cei care au cântat se întreabă privind în viața care au lăsat-o în urmă. O să vină clipa în care și eu și cu tine o să privim la 10 de ani din urmă și o să ne întrebăm dacă am făcut ce trebuie, dacă am trăit punând accent pe singurul lucru care trebuiește, așa spune traducerea Cornilescu. Am trăit un an de zile, 2018 a zburat. Spuneam unora că pentru mine a fost ceva de genul e iarnă, uite că deja e vară și iată că e iarăși iarnă. Așa a fost anul acesta pentru mine. Poate că pentru mulți dintre voi a fost la fel. Problema care eu am acum când trec în 2019, dacă Dumnezeu îmi va da viață, este am făcut ce trebuie, că anul s-a dus, anul a zburat. Poate că Domnul ne va îngădui și anul 2019 să trăim. V-ați făcut plan? Pentru mulți dintre noi deja este așa de aglomerat anul ce urmează. Problema este dacă planurile noastre, visele noastre, dorințele noastre urmează ceea ce trebuie, spus de Domnul Iisus Hristos. Aș vrea de aceea astăzi să vă chem să mijlocim împreună la prioritatea ucenicului lui Iisus. Ceea ce Domnul Iisus Hristos ne spune în pasajul acesta este ceva șocant pentru noi, pentru că în general noi zicem avem priorități. Prima prioritate, asta e teorie, da, o avem, e Dumnezeu, a doua prioritate e familia, a treia este biserica, vine cariera și vine societatea. Și Domnul Iisus Hristos vine într-o astfel de zi și spune, uite, un singur lucru trebuiește, o singură prioritate trebuie să fie, Doamne, dar nu tu, familia, biserica, știu. Domnul Iisus spune, un singur lucru
Trebuiește. Un singur lucru trebuie. Și dacă vă uitați în Biblie, o să descoperiți că oamenii lui Dumnezeu au avut exact aceeași gândire. De exemplu, David în Psalmul 27:4 spunea: un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Nu trei, nu șapte, un lucru cer de la Domnul. Apostolul Pavel în Filipeni 3 zicea: dar eu fac un singur lucru. Nu fac 10 lucruri. Un singur lucru. Și Domnul Iisus Hristos deci ne spune astăzi: nu trebuie să avem o viață 3, 7, 13, 40 de priorități. Domnul Iisus Hristos vine și zice: un singur lucru trebuie. Unul singur. Și haideți să medităm împreună în primul punct al predicii. Care este atunci prioritatea vieții? Pentru ucenic, pentru noi, pentru noi care suntem copiii lui Dumnezeu. Care e prioritatea? Ne spune pasajul pe care noi l-am citit că Domnul Iisus Hristos era pe drum. Și ajunge într-un sat. Și în satul respectiv e o femeie pe nume Marta, care hotărăște să-l găzduiască. Învățăm că acea casă în care Domnul Iisus Hristos a intrat este casa Martei. Și satul, știm din alte părți ale Scripturii, este Betania. Acum, ospitalitatea de care Marta dă dovadă nu este altceva decât un reflex cultural. În perioada respectivă, rabinii aveau niște învățături foarte interesante cu privire la ospitalitate. Una dintre acestea era că ei ziceau că Avraam, la un moment dat în viața lui, stă de vorbă cu Dumnezeu. Și în timp ce dialoguează cu cel preanalt, vede niște musafiri, niște oaspeți că se îndreaptă spre portul lui. Avraam, ziceau rabinii, și-a întrerupt discuția cu Dumnezeu, a fugit înaintea celor musafiri care veneau, era, spuneau rabinii, ziua cea mai călduroasă de care s-a auzit vreodată. Deci Avraam fuge în ziua cea mai călduroasă în fața oaspeților, îi cheamă să vină în portul lui și acolo le dă cea mai bună mâncare de care el este capabil să le dăruiască. Și învățătura rabinică este că așa de importantă este ospăția, că e chiar mai importantă decât să fim prezența divină. Oma lucrul acesta nu este biblic. Dar ne spune ce important era pentru Marta că Domnul Iisus Hristos era acolo. Și nu numai pentru Marta, și pentru Maria și pentru Lazar. Și acum să nu credem că era puțin lucru ca Domnul Iisus să fie în casa Martei. Este perioada în care deja toată conducerea religioasă s-a întors împotriva Domnului Iisus Hristos. Fariseii, cărturarii, irodienii au început să se gândească practic cum să-L omoare pe acest Iisus. De fapt, Domnul Iisus Hristos este pe drum spre Ierusalim, mai sunt aproximativ 6 luni de zile până la crucificarea Lui și Domnul, dacă ați citit mai devreme, ați vedea și-a întors fața spre Ierusalim, știind că de acum urmează să se împlinească scopul pentru care a venit. Deci se ducea spre Ierusalim, pentru că știa că mai este puțin timp până la crucificarea Lui. Și pentru Marta să-L primească în casa Lui pe Domnul Iisus Hristos, păi asta era împotriva la toată conducerea evreiască de atunci. Asta însemnea că ea trebuia să se aștepte la o grămadă de, am numit-o noi, persecuție din partea celorlalți. Dar Martei nu-i pasă, e casa ei și a spune: pentru mine este așa de important ca Iisus să fie aici. Pentru că dacă Iisus este aici, pentru mine e o mare binecuvântare prezența lui Iisus. E o mare binecuvântare puterea lui Iisus. Și este o mare binecuvântare dragostea lui Iisus. Și spun dragostea pentru că în Ioan 11:5 autorul ne spune și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Dar gândul acesta ne arată ce important este să-L avem pe Domnul Iisus Hristos în casele noastre. O să ne aducă batjocură, o să râdă ceilalți, o să ne aducă prigoane. Dar când Domnul Iisus Hristos este în casa mea și este în casa ta, El o să aducă prezența Lui, o să aducă puterea Lui și o să aducă dragostea Lui. Și întrebarea este: oare nu le vrei și tu? Marta i-a vrut și l-a chemat pe Domnul Iisus Hristos în casa ei și când Domnul este acolo, în casa Martei, spune care e prioritatea ucenicului său. Acolo, în casa Martei. Mă, frate și surori, când noi ne apropiem de o parte de Scriptură, ce trebuie să știm este că Duhul lui Dumnezeu ne-a îngăduit noi să avem alocate textele în Biblie. Deci, când Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat pe Luca și pasajul acesta este scris, așa cum am văzut noi, împărțirea Bibliei în capitolul 10,
De fapt, Duhul lui Dumnezeu a pus la oaltă anumite texte, anumite întâmplări din viața Domnului Iisus Hristos, care culminează aici și de la textul pe care noi l-am citit, ceea ce urmează este legat. Așa că atunci când privim la episodul din Casa Martei, trebuie să știm că există o anume ordine. Nu este doar aruncat aici acest eveniment. Ei, pasajul în care ceea ce noi am citit face parte, începe de fapt în capitolul 9. În capitolul 9 este acel eveniment în care Domnul Iisus Hristos se urcă pe muntele Schimbării la față. Acolo cei trei ucenici care erau împreună cu El sunt așa de mișcați, de impresionați de ceea ce au văzut în Domnul Iisus Hristos, schimbarea, gloria care îl înconjura, faptul că Ilie, Moise au venit să vorbească cu El. Și sunt așa de, pur și simplu, zmeriți de, spune Biblia, nu mai știu ce să spun. Nu mai știu ce să spun. Petru zice, Doamne, facem trei colini. Pentru tine, pentru Moise și Ilie, nu se mai gândește la ea. Nu mai știu ce să spun. Dar ideea este așa. În pasajul acela, Scriptura ne consemnează așa. Asta s-a întâmplat. Deci ei sunt pe munte și dintr-o dată, din noul care îi înconjoară, probabil, insula acela de munte, se aude vocea lui Dumnezeu și Scriptura ne relatează și din nou s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Iar pasajul care începe acolo, în capitolul 9, își găsește, de fapt, punctul culminant aici, în sfârșitul capitolului 10, pentru că o vedem pe Maria la picioarele Domnului Iisus Hristos, ascultându-L cum vorbește. Ceea ce poruncise Dumnezeu, iată că se împlinește. Și în lumina acestei legături între versete, ne dăm seama că prioritatea de care vorbea Domnul Iisus Hristos este ascultarea cuvintelor sale. Haideți să mai legăm un pic lucrurile. Tot în capitolul 10 este păstrată rugăciunea Domnului Iisus Hristos. În ceasul acela, Iisus a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne, al cerului și al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu calea Tu. Și după ce se roagă, doar la 3-4 versete mai departe, vorbește ucenicilor zicând: Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit. Iar pasajul nostru ne vorbește despre Maria, care este în această poziție privilegiată. Împărații, domnitorii, oamenii importanți ai trecutului au vrut și n-au avut parte. Dar ea aude cuvintele Domnului Iisus Hristos și Domnul s-a rugat: Tată, Te laud că Tu deschizi acum revelația pentru oameni. Maria e la picioarele Domnului Iisus Hristos și se bucură. Și din nou înțelegem prioritatea de care Hristos vorbește, sunt ascultarea cuvintelor sale. Este ascultarea cuvintelor sale. Înainte de versetele care noi le-am citit, este pilda bunului samaritean. Și acum o citește cineva care urmează pe Domnul Iisus, o citește cineva care îl lume. Și impresia pe care oricine o are este că ce bine să faci în viață este să ai compasiune, să ai dragoste. În viață trebuie să-ți pleci inima spre cel care suferă și care este într-o dificultate. Și tendința este automat să vezi calea vieții ca o cale morală a dragostei și a compasiunii. Și de aceea, noi citim imediat după pilda bunului samaritian, întâmplarea aceasta cu Marta și cu Maria. Pentru că Duhul Sfânt vrea să corecteze o astfel de impresie greșită. Pentru că ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să transmită este așa: ca motivație pentru dragostea față de cei nevoiași, de cei care sunt în probleme ale vieții acesteia, trebuie să fie nu un simț moral, ci trebuie să fie în învățătura Domnului Iisus Hristos. Primul lucru nu este morala și dragostea și compasiunea. Primul lucru este asculți învățătura Domnului Iisus Hristos și din aceasta decurge ajutorarea celorlalți. Deci, din nou înțelegem prioritatea de care El vorbește, e ascultarea de cuvintele sale. Și dați-mi voie să mai adaug un argument și o fac pentru că sunt atâtea predici în care o să ascultați orice altceva, că este lucrul acesta care trebuiește. Eu nu fac decât să vă pun Biblia înainte. Ei, de la capitolul acesta 10 și până la capitolul 19,
Ceea ce vei citi în Evanghelia lui Luca este o înșiruire de învățături ale Domnului Iisus Hristos. Minunile vor trece pe plan secundar. O să mai apară sporadic. Dar ceea ce apare din acest sfârșit de capitolul 10 până în capitolul 19 sunt învățăturile pe care Domnul Iisus Hristos le dă. Și dacă până aici El a zis, cine e ucenic al meu, trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Ei, începând cu capitolul imediat următor, capitolul 11, Domnul Iisus Hristos dă învățătura cum gândește, cum se poartă, cum trăiește ucenicul său și nu fac decât să vă spicuiesc. Ei, El începe să vorbească despre rugăciune. Se referă la Satan, la demon, la judecata lui Dumnezeu, la ipocrizie, la persecuție, la suferință, la Duhul Sfânt, la lăcomie. Învață cum ucenicii lui trăiesc o viață de mulțumire, cum își folosesc banii, cum pot să fie slujitor după voia lui Dumnezeu. Și învățăturile cu una după alta, despre neprihănire, sfințenie, smerire, mândrie, costul de a urma pe Domnul Iisus Hristos, divorț, iertare, credință, multe altele. Ideea pe care o avem este, de la textul acesta, învățând ce trebuiește, adică ce trebuiește este să ascultăm cuvintele Domnului Iisus Hristos, ceea ce urmează în Evanghelia lui Luca sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, învățătura Domnului Iisus Hristos. Deci când Domnul nostru vine și vorbește și spune un singur lucru trebuiește, El se referă la acea stare în care îi ascultăm cuvintele. Deci este important, pentru că și în alte părți ale Scripturii, că Domnul Iisus Hristos n-a făcut decât să ne spune cuvintele Tatălui. Și vă aduc doar aminte un singur verset, pentru că timpul zboară, zicea Mântuitorul nostru și găsim aceasta în Ioan 7 cu 16, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Deci care este prima prioritate, sau singura prioritate, sau prioritatea ucenicului lui Iisus Hristos să îi asculte cuvintele? Și asta e responsabilitatea mea și responsabilitatea voastră și ar trebui să ne gândim dacă așa ne-am trăit viața în 2018 și în anii de dinainte și dacă suntem deciși să facem asta de acum înainte. E o singură prioritate, un singur lucru trebuiește să ascultăm cuvintele Domnului Iisus Hristos și după ce ascultăm cuvintele o să știm cum să ne trăim viața. Acum, ce vreau să vă atrag atenția este că textul acesta, un al doilea lucru asupra căruia vă invit să poposim, este că ne arată că prioritatea poate să fie ratată. Deci, prioritatea este să ascultăm cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dar, prioritatea poate să fie ratată. Știm și totuși o ratăm. Și noi uităm la Marta. Marta a fost deosebit de ospitalieră, cum vă spuneam și mai devreme. O inimă mare, o casă deschisă. Și cu toate acestea, ea ratează prioritatea. Marta a avut o inimă plină de dragoste. Vă dați seama ce însemna în acele vremuri în care totul se făcea manual, n-aveai frigider. Știți, gospodina, ce înseamnă să gătești când și focul e foc de lemne și dintr-o dată casa ți este plină. Domnul Iisus Hristos îi are cel puțin pe cei 12 împreună cu ele. Are și femeile care îngrijau de nevoile sale. Unii spun că probabil erau și 5-70 de ucenici care se întorseseră din misiune. Deci nu știm exact câți erau în casa Martei, ci știm era supraaglomerație. Și cu toate acestea, Marta are o inimă plină de dragoste, primește pe toți în casă, nu trimite pe nimeni la vecini, ea vrea să aibă casă deschisă pentru toți. Un al treilea lucru pe care îl vedem este că ea are inimă de slujitor. Când vorbește cu Domnul Iisus Hristos, Marta spune, Doamne, eu aici slujesc. Avem în traducerea noastră, Corinescu spune, Marta era împărțită cu multă slujire. Adică, Marta ce face? Nu face din orgoliu. Nu face să spună după aceea, uite ce am făcut eu, că noi care o de multe ori așa facem. O să vezi cât am făcut eu la masă de Crăciun. Domnul Iisus nu face chestia asta. E acolo într-o casă unde știe că este primit din pură ospitalitate, din dragoste, din inimă slujitoare. Și uită la Marta. Și dintr-o dată realizăm că e o femeie care are o inimă curată, are motive corecte, are o atitudine bună și ratează prioritatea. Și ratează prioritatea. Și din cauza aceasta nu este binecuvântată. Deci, în traducerea noastră, avem Marta era împărțită cu multă slujire, dar în original, în greacă, ideea este Marta era trasă deoparte, era distrasă de prea multă slujire. Și știți cum sună asta? Duhul Sfânt vine și ne zice că putem fi oameni buni,
creștini buni, foarte buni, oameni dedicați, oameni care ne implicăm și în slujire și ne achităm responsabilitățile în familie și în societate. Și cu toate acestea să nu fim binecuvântați, pentru că le facem pe toate, dar ratăm prioritatea. Ratăm prioritatea. Haideți să o pun într-o altă formă. Știți cu toții restaurantul Mandarin, all you can, da? Și mergem câteodată acolo, am sus cu mici, poate merge în rar. Dar ideea este că mergem acolo și e atâta bogăție de mâncare, încât când te duci, îți iei farfuria și îți pui din fiecare fel câte un pic și când ajungi la masă vezi că e farfuria atâta, deși ți-ai pus numai din fiecare un pic, un pic. Și mănânci, eu chiar mai duci după farfurie, și când s-o încheiat, realizezi că stomacul este plin, dar dacă e oriu chemic și dacă tot plătești atâta, dintr-o dată știi ce experimentezi? Frustrare. Pentru că poate mergea niște sushi, poate mergea niște ribs, știi? Te gândești, păi aș mai vrea, dar stomacul nu mai încape nimic în ea. Și atunci apare starea aceea de frustrare, starea aceea în care ai vrea și nu poți. Și în felul acesta ne este viața. În jurul nostru suntem atâtea lucruri bune de făcut. Și alergăm și alergăm și dintr-o dată realizăm că suntem obosiți și frustrați. Am venit toți în Canada și când noi ne-a fost o viață bună și ne lansăm în joburi obositoare cu renunci, ne lansăm în cariere care ne seacă de viață, dar pentru asta am venit în Canada. Apoi soția trebuie scoasă la mall, trebuie scoasă la restaurant, mai bine câte o onomastică, amintirea zilei căsătoriei și altele, trebuie să ieși undeva în oraș sau să-ți faci o vacanță. Soțul trebuie și el să aibă partea lui, să mai vadă, bagă o mașină la un târg de nu știu ce, la un pescuit, la un tenis. Apoi vin copiii și copiii doar n-ai venit în Canada să-i ții în casă, să apucă ea de pe stradă și duci la tot felul de sporturi și de programe și de activități. Și după aceea, bineînțeles, vin toate celelalte, pentru că dacă ai venit în Canada, ai vrea să ai și o vacanță din când în când, dar nu te poți decide, sunt atâtea țări unde te putea duce să te bucuri, și dacă nu în Mexic, poate Dominican Republic, și dacă nu acolo, poate mergi în Cuba, și dacă nu, poate că Florida, și sunt atâtea vacanțe, și nici ce te gândești la vacanțe, dar stai că și România e frumoasă acum, și dacă ai bani în România, să vezi ce bine o și ce bun mâncare la România, și câte locuri sunt de vizitat, și nu trebuie să călătorești multe ore să le vezi pe toate, și te gândești, dar mă ajungi și în România, și stai un picuț că am în România prieteni, rude și părinți, și doar nu o să-i lasă moarte. Trebuie să mă duc și să-i vizitez. Și dintr-o dată realizez că pe lângă toate astea mai primești link-uri de la unul altul, uite-te la videoul acesta, stai să-ți dau o carte bună, păi de ce nu te uiți și la predicare, nu știu care. Și dintr-o dată nu mai știi cum să ne împărăsești în domeniul acesta și vii la biserică și păstorul stă în față, același mircea care te bate la cap și spune, dar nu uita și de ce are credință, adică fă bine și pune timpul tău și rugăciunea și uita de Scriptura, să nu lipsești de la casa lui Dumnezeu și neapărat implică-te în slujire. Și în timp ce te uiți la tot, așa, totul vine peste viața ta, e ca la Mandarin, toate zbune și devii frustrat că nu mai știi cum să le împarți. Nu mai știi. Și ceea ce face Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt ne transmite prin textul acesta, e să ne liniștească inimile. El vine și spune, un singur lucru trebuie, un singur lucru trebuiește. Ai grijă să nu ratezi. Ai ratat o vacanță sau o carte, that's ok. Dar un singur lucru trebuiește. Și din el vor decurge toate celelalte. Ai grijă să nu te lași ca Marta distras de lucruri bune, dar nu neapărat răbunicioase. Vreau să vă spun aici o întâmplare pe care poate și voi ați mai auzit-o, dar cred că este foarte potrivită. Un expert în time management vorbește unui grup de studenți care sunt la business și expertul acesta ia un borcan mare cu gură largă, îl pune în fața studenților, ia pietre mari și umple borcanul până când clătinându-l nu mai intră nicio piatră. Apoi îi întreabă pe acei studenți care erau prezenți, e borcanul acesta plin? Studenții văd că pietrele sunt până la gura borcanului și spun, da, la care expertul spune chiar. Și iau găletuță în care el avea pietriș și începe să toarne pietrișul acela printre pietrele mari și tot mișcă de borcan până când pietrișul își face loc și borcanul pare plin. Și când e gata și nu mai încape pietriș, îi întreabă pe studenți, este plin borcanul? La care studenții își dau seama că sigur e ceva tricky, acolo e o surpriză și spun nu. Și expertul le spune, bun. Și au o altă găletuță în care el a pus nisip.
Și are sipul acela și începe și îl toarnă așa în fuloare, soție, tot clătinând în același timp de borcan și intră o grămadă de nisip printre pietricele și pietrele mari. Și când este sus nisipul, îi întreabă pe studenți, este plin borcanul și studenții de acum au intrat în cornul, e același, și spun, nu e bun. Și expertul zice, bun. Și ea are acolo pregătită apă și toarnă apă în borcan și apa ajunge până când la buză borcanul este plin. Și când e gata, în loc să-i mai întrebe dacă e plin borcanul, expertul îi întreabă pe studenți. Care e învățătura experimentului acestuia? Ama, studenții sunt la business. Expertul este în time management. Așa că unul dintre studenții aceia are curajul să răspundă și îl zice, învățătura experimentului este aceea că dacă este aceea că oricât de aglomerat îți este timpul, dacă tu o să pui efort, o să te zbați, o să te lupți cu tine însuți, o să mai reușești să pui întotdeauna pe lângă programul tău aglomerat alte lucruri care trebuie să le faci. Expertul zice, nu. Nu aceasta este învățătura. Dar care e învățătura? Haideți să vă spun. Învățătura este aceasta, că dacă nu pui prima dată în borcan pietrele mari, după aceea, nu o să le mai poți pune niciodată. Eu nu știu de ce câteodată oamenii din lume au mai multă înțelepciune ca și creștinii. Într-un borcan trebuie să pui pietrele mari, pietricelele, nisipul și apa, în ordinea aceasta. Pentru că dacă o să pui întâi apa, nisipul, pietricelele, ui, nu și pietrele mari. Dar în viața noastră ca și credincioși, nu este exact același lucru. Domnul Iisus Hristos vine și spune, nu priorități 1, 2, 3, 4. El spune, un singur lucru trebuie, un singur lucru trebuiește. Un singur. Și după asta e piatră mare. Și după aceea o să mai intri și celălalt. Dar un singur lucru trebuiește. Ai grijă să nu-l ratezi. Și acest lucru este ascultarea de învățăturile sale. Mai nu vreau să mă înțelegeți, deși Domnul Iisus nu vine și spune de acum să fiți bun ascultor și nu mai faceți nimic. Nu este scopul că ne apucăm și tot citim din Biblie și ascultăm pe predici, nu mai facem nimic. Ceea ce el transmite este, facem acest lucru, singur, singura prioritate. Ascultăm învățăturile sale. După aceea, totul va fi organizat pe bază la asta. Relația cu Dumnezeu, că El ne-a învățat cum să o avem. Relația în familie, pentru că El ne-a învățat cum să fie. Felul în care să avem grijă la job sau la business, pentru că El ne-a învățat cum să fie. Felul în care să ne implicăm în biserică, pentru că El ne-a învățat cum să fie. Dar ideea este, învățătura e piatra mare. Piatra mare. Ai grijă să nu ratezi. Și aș vrea să închei vorbindu-vă despre un al treilea aspect despre care ne vorbește și Scriptura. Deci prioritatea este ascultarea de învățăturile Domnului Iisus Hristos. Și o putem rata. O putem rata. Ultima parte însă din pasaj ne vorbește despre faptul că totuși prioritatea poate să fie trăită. Deci, ultimul lucru este prioritatea trăită. Marta are o soră. Pe sora aceasta știm cu toți, o cheamă Maria. Și Marta se zbate și tot slujește acolo. Maria nu face nimic ca să o ajute. Stă la picioarele Domnului Iisus Hristos și soarbe cuvintele. Dar nu face nimic acela. Acum, trebuie să știți că rabinii, când se dau la astfel de femeie, o condamnau. Pentru că rabinii ziceau în perioada respectivă că o femeie n-ar ce să stea la picioarele unui învățător sau unui bărbat. Femeia, dacă vrea să ia învățătură, să stea în spate. Da? Sau, cum aveau ei împărțită sinagoga, să stea în secțiunea femeilor. Dar nu la picioarele învățătorului sau a rabinului, la picioarele unui bărbat. Este ceva care nu e potrivit. Erau rabini care mergeau un picuț mai departe și ziceau, n-are niciun sens să aveți o femeie. Eu n-am. Noi bărbați, femeile n-au nevoie de învățătură. Și în contextul acesta, te uiți la Maria, nu-i pasă de nimic, nici de învățătura rabinică, nici de conveniențe. Ea merge și se pune la picioarele Domnului Iisus Hristos, îi soarbe cuvintele și ceea ce descoperim e asta e atitudinea ucenicului Domnului Iisus Hristos care își trăiește prioritatea. Nu ține cont de nimic. Nici de cultură, nici de conveniențe. Ucenicul Domnului Iisus Hristos stă la picioarele Lui. Acesta este ceea ce punem la viața noastră. Acum, văzându pe Marta singură slujind și pe Maria prăbușită la picioarele Domnului Iisus Hristos, probabil înțelegem și frustrarea care este în inima Martei, care o treceau toate transpirațiile, neștiind cum să aibă grijă de atâția musafiri. Dar vreau să vă spun că e ceva care merită pus la inima noastră din zbaterea aceasta din transpirația Martei. Leith Anderson este președinte al National Association of Evangelicals
spune că de multe ori se întâmplă și cu noi exact același lucru ca și cu Marta. Adică suntem într-un parteneriat, nu contează ce fel de parteneriat, noi ne vedem de responsabilitățile noastre și când ne uităm la ceilalți cu care suntem în parteneriat, ei nu își fac responsabilitățile. Și automat apare în viața noastră ceea ce noi numim sentimente negative, adică amărăciune, mânie, da? Ne supărăm foarte tare. Tot el spunea că putem să fim partea unui timp. Și poate că ne trezim că suntem lideri în acel timp și noi avem strategia și punem la punct felul în care trebuie rezolvat totul și ne trezim că nu numai că am stabilit noi ce trebuie făcut, dar și facem totul, că nimeni din timp nu face nimic. Și atunci normal că apar aceleași sentimente de frustrare, de amărăciune, ceea ce era în inima Martei. Ma ceea ce este de luat în seamă este că, din nefericire, același lucru se întâmplă adesea în familii creștine. Unii dintre soți sau soții își fac parte a responsabilitățile și celălalt nu și-o face. Același lucru se întâmplă în biserică. În biserică unii slujesc și ceilalți stau câteodată și comentează. Dar ideea este, e normal atunci să vezi că apare acel frecuș, acele tensiuni, amărăciune, chiar mânie. Și când Marta se adresează Domnului Iisus Hristos, ne spune pasajul acesta, nu măcar nu mai vreau. A zis, eu mai de-a face cu Maria, nu mai gata, a supărat prea tare. Și merge și spune Scriptura, a vorbit direct Domnului Iisus Hristos. Deci când s-a dus să-și reglementeze problema, era așa de supărată, că nici nu a mai băgat în seamă pe Maria. Doamne, ție nu-ți pasă ce se întâmplă? Ție nu-ți pasă? Și acum știți ce este interesant? Că numește pe Domnul Iisus Hristos Doamne. În limba greacă este curios. Este termenul acela de Domn, care semnifică Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Și merge Marta la el și spune, Doamne, și apoi îl acuză, Doamne, ție nu-ți pasă? Și iarăși este aici ceva ce Duhul lui Dumnezeu vrea să ne atragă atenția, pentru că mulți îi spunem Domnului Iisus Hristos, Doamne, ne rugăm și spunem lui Dumnezeu Tatăl, Doamne. Dar în realitate nu numai că ne-am ratat prioritatea, dar unii nici măcar nu-s mântuiți și îi spun, Doamne. Așa că e demn de pus la inimă cercetarea pe care Domnul Iisus Hristos o face în predica de pe munte. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, curios, curios, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Și Marta vine la Domnul Iisus Hristos și îi zice, Doamne, dar îl condamnă. Și Domnul Iisus nu are nicio intenție să o condamne pe Marta. Este interesant. Vedeți, nici noi nu suntem chemați să o condamnăm pe Marta. Pentru că Domnul Sfânt știți ce vrea de fapt? Să ne trebuie dacă nu cumva suntem noi Marta. Adică, de ce stau eu cu pietre în Marta când eu însumi poate că ratez prioritatea tu însă-ți poate ratezi prioritatea. Și vezi, îți dau doar două exemple simple aici. Încerc cu responsabilitate să iau Scriptura și să o pun înaintea poporului. Cât mă ajută Dumnezeu? Dar este responsabilitatea ta să vii la casa lui Dumnezeu și să asculti Scripturile. Gândește-te apoi la faptul că Dumnezeu te cheamă să citești Scripturile în fiecare zi. El ți le-a dat. Tu ai Biblia. El este gata să-ți transmită învățătura, dar este responsabilitatea ta să iei în fiecare dimineață sau seară, să iei Biblia și să o deschizi și să stai la picioarele Domnului Iisus Hristos și să-i asculți cuvintele. Duhul Sfânt vine și ne cercetează. Nu acuza pe Marta, oare nu cumva ești tu Marta? Pentru că haideți să spunem adevărul, după plecarea familiei Bologan în România, au rămas 67 de membri ai acestei biserici. Asta fără prieteni, fără aparținători, fără copii, fără tineri. Deci în această dimineață, în casa lui Dumnezeu, ar fi trebuit să fie 67 plus copii, tineri, 100 de oameni, puțin. Întrebarea este, oare nu cumva suntem noi Marta? Nu să dăm cu pietre în ea. Marta, deci, merge la Domnul Iisus Hristos, Doamne, îți cer socoteala. Și Domnul Iisus Hristos nu îi răspunde cum a venit Marta la ea. Domnul Iisus Hristos îi înțelege frustrările, amărăciunea, mânia, starea aia care nici măcar nu mai vrea să o vadă pe Maria. Și Domnul Iisus îi spune, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământi tu, dar un singur lucru trebuiește.
Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Accentul în acest verset este între multe lucruri și un singur lucru. Aici este accentul în ceea ce Domnul Iisus Hristos vine și spune. Marta este trasă în toate direcțiile de multe lucruri care sunt bune, dar un singur lucru trebuiește. Nu cumva suntem la Marta. Și atunci, ceea ce ne învață pasajul acesta, privind acum la sora Martei, la Maria, este că totuși prioritatea poate să fie trăită. Maria este la picioarele Domnului Iisus Hristos și cercetați Scripturile, fraților. Întotdeauna poziția Mariei când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos a fost la picioarele Lui. Maria este în casa sorei, a lui Marta. Dar nu ține cont de sora ei, nu ține cont de conveniențe, de cultură, de nimic. Este la picioarele Domnului Iisus Hristos. A murit Lazar, fratele ei, și când Domnul Iisus Hristos merge în Betania ca să-i aducă învierea dintre cei morți, Maria iese înaintea Domnului Iisus Hristos și cade la picioare. Locul Mariei este la picioarele Domnului Iisus Hristos. Domnul nostru este foarte aproape de crucificarea Lui și merge în Betania, în familia prietenilor săi, și în ce stă acolo la masă, Maria se duce și îi unge picioarele. Este acea ungere prevestitoare a morții care va urma, faptului că El se va ridica dintre cei morți și femeile care vor merge la mormânt nu vor mai avea ocazia să pună miresmele acelea pentru Domnul Iisus Hristos. Așa că El unge înainte de crucificare, dar Biblia spune, la picioarele Lui îi ungea picioarele cu un de lemn. Maria este întotdeauna la picioarele Domnului Iisus Hristos. Acolo îi ascultă cuvintele, acolo are părtășie cu El. Și este așa de important să ne trăim și noi prioritatea asemeniei. Și vreau să închei doar spunându-vă cât de important este să stăm la picioarele Domnului Iisus Hristos, preluându-i învățătura, luându-i cuvintele. În primul rând, învățătura Domnului Iisus Hristos este înțelepciunea lui Dumnezeu de care avem nevoie în această viață. Maria știe că Domnul Iisus este un pic acolo și va pleca, dar ea are o viață de trăit și nu vrea să o trăiască altfel decât în ceea ce Domnul Iisus Hristos a învățat. Tu cum îți treci viața? Apostolul Petru ne spune, dumnezeiasca lui putere mi-a dăruit tot în ceea ce privește viața și evlavia. Deci, El ne-a dat. Problema este ca eu și cu tine să luăm ceea ce ne-a dat. Apostolul Pavel spune despre ceea ce am primit, ceea ce El ne-a dat despre Scripturi. Scripturile pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Scripturile ne sunt date ca să ne ferim de păcat. Ne spune psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Du-te acasă, iau concordanță, deschid-o la cuvântul lui Dumnezeu, la Scripturi și vei descoperi sute de versete care spun, vrei să trăiești această viață cu înțelepciune divină? Prioritatea. Ascultă cuvintele Domnului Iisus Hristos. Vino la casa lui Dumnezeu, vino la propovăduire, citește acasă Scripturile, dar stai în învățătura lui Iisus. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu este calea părtășiei cu Dumnezeu. Când Maria stă la picioarele Domnului Iisus Hristos, ea are părtășie cu Domnul Iisus Hristos. Deci când noi citim Biblia, când noi venim la biserică și ascultăm o predică și câteodată este lungă, noi nu ne facem o datorie. Ceea ce învățăm din Scriptură este, eu atunci am parte cu Iisus Hristos. Deci când mă apropiu să-i ascult învățătura, eu de fapt m-am apropiat de momentul de părtășie cu El. Așa că normal că întrebarea este cât mai vrem să ne ducem viața fără legătură cu El, fără părtășie cu El. În al treilea lucru este, cuvântul ne învață să vedem viața corect. Marta l-are pe Domnul Iisus Hristos în casa ei și gândește prezența Lui divină din perspectiva lucrurilor pământești. Trebuie să tai atâția pui, trebuie să pun atâția porții de nu știu ce și ideea în gândul ei este de la lucrurile pământului înspre Iisus Hristos și nevoile lor. Deci, de la lume înspre Iisus Hristos. Și ceea ce face Domnul Iisus Hristos zice, un singur lucru trebuiește. Vino la mine, la învățăturile mele și după aia du-te la lume. Deci, vino la Domnul Iisus Hristos și o să știi cum să fie la tine în familie. Vino la El și o să știi cum să fie în biserică. Vino la El și o să știi cum să fie la serviciu cu șeful la care îți face probleme. Vino la El. Vino la învățătură. Și abia atunci îți vei trăi corect viața. Nu te apuca să dai ce ți se pare ție că e un răspuns corect.
Vino la învățătura curată, ca să știi să trăiești corect viața. Apoi cuvântul este partea aceea bună care niciodată nu se poate lua. Maria nu face altceva decât ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus când a fost ispitit. De fapt, Moise zisese în Deuteronomul capitolul 8. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Poți să pierzi totul. Poți să-ți pierzi averea. Poți să-ți pierzi caiul copiii. Poți să pierzi casa, cetățenia canadiană, poți să-ți pierzi sănătatea, poți să pierzi orice. Un singur lucru nu poți să pierzi. Nu poți să pierzi ceea ce este veșnic. Și ceea ce este veșnic este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cerurile și pământurile și pământul o să treacă. Dar cuvântul lui Dumnezeu este veșnic. Și când nu pierzi cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, ideea Scripturii este tu nu pierzi părtășia lui Dumnezeu. Nu pierzi dragostea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. O să pierzi tot. Dar nu îl pierzi pe Dumnezeu. Și spune așa de frumos capitolul 8 din Romani, că poate anul care stă înainte sau în viața care o ai înainte să vină peste tine necaz și strântorare și foamete și lipsă de îmbrăcăminte și primejdie și sabie și prigoană sau puteri demonice care să se dezlănțuie peste tine, dar există un lucru pe care tu nu îl pierzi, este dragostea lui Iisus Hristos, adică comuniunea, părtășia lui Iisus Hristos, tu nu poți să pierzi prin cuvânt ceea ce tu ai în legătura cu Mântuitorul. Așa că asta e prioritatea. Asta este provocarea pe care aș vrea să vă pun înainte pentru anul 2019. Voi știți fiecare, eu știu, fiecare dintre noi cunoaștem dacă ne-a fost prioritate până astăzi. Dar partea aceasta de Scriptură ne spune prioritatea ucenicului lui Iisus Hristos este ascultarea învățăturii. Și după aceea vin toate celelalte. Deci, vei fi de fiecare dată în casa lui Dumnezeu la ascultarea Scripturii. Vei lua tu Scripturile în fiecare zi, având părtășie cu Iisus Hristos. Tot ce știu este că asta e responsabilitatea mea și este a ta. Pentru că Domnul Iisus Hristos a zis doar atât. Un singur lucru trebuiește acesta. Domnul să ne ajute așa să trăim în 2019. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm.